Două stații automate amplasate la grădina zoologică și pe platforma industrială monitorizează calitatea aerului în municipiul Râmnicu-Vâlcea, datele fiind transmise în rețeaua națională. Dacă la dioxidul de sulf, la dioxidul de azot sau la monoxidul de carbon nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor legale, la pulberile de suspensie lucrurile încep să devină îngrijorătoare. La nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea, în decursul anului 2015, s-a observat o creștere a concentrațiilor de particule în suspensie pe perioada sezonului rece, fapt datorat construcțiilor noi apărute în zonă și care au centrale care funcționează cu combustibil solid, lemn sau cărbune, foarte aproape de zona în care este amplasată stația de monitorizare VL1. Deci de aici se deduce de ce au fost aceste praguri atinse, depășite. La nivelul județului, particule în suspensie PM10 și PM2,5 au fost monitorizate prin intermediul stației automate VL1, metoda nefelometrică pentru PM10 și metoda gravimetrică pentru PM10 și PM2,5 și VL2, metoda nefelometrică pentru PM10. Valoarea medie anuală a concentrației pentru indicatorul PM10 în anul 2015 la stația VL1 a fost de 38,71 micrograme pe metru cub. Valoarea medie anuală a concentrației pentru indicatorul PM2,5 în 2015, pentru stația VL1, a fost 17,42 micrograme pe metru cub. Explicația legată de creșterea cantității de praf în Râmnic este legată de șantierele deschise, dar și de activitatea de pe platforma industrială. Da, există o explicație. Dacă ați fost atent, v-am spus foarte clar. Deci aceste date sunt colectate nu neapărat din arderea combustibililor de la centrale termice ale diverselor locuințe, și din cauza construcțiilor care sunt în municipiu. Deci avem centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea care are un proiect de finanțare de dus la îndeplinire. Se lucrează foarte mult pe reabilitarea traseelor de alimentare cu apă. Mai sunt alte lucrări pe la podul care trece de la Goranu. Sunt fel și fel de lucrări care în urma acestora se ridică aceste particule în aer și stația, bineînțeles, că identifică aceste depășiri sau aceste ridicări. Și constructorul nu are obligația ca periodic să... După cum am spus, valorile sunt depășite, valorile minime, dar nu s-a depășit pragul maxim, deci sunt permise. Dacă tot răul este spre bine, iar constructorul face nori de praf, înainte de finalizarea lucrării, nu-i mai puțin adevărat că sunt suficiente prevederi legale care să-l oblige ca, din când în când, să umezească terenul, tocmai pentru a preveni formarea de pulberi.